Vă salut și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube, Vavi Pige un Loft. Astăzi vreau să vă prezint niște porumbei dintr-o linie deosebită, niște porumbei de maraton și maraton extrem, o linie de porumbei numită Cordeheide. Pasionații acestui sport și pasionații zborurilor de distanțe lungi, cred că cunosc foarte bine istoria porumbeilor de cor, Cordeheide, care a avut niște rezultate deosebite cu acești porumbei. Spre exemplu, în 2015 a avut loc unul național Saint Vincent din 15.918 porumbei, la 998 de kilometri a fost concursul și el a reușit cu porumbeii lui să ocupe locul 1 național. De asemenea, tot în 2015 a avut locul 2 național Barcelona și sunt foarte multe alte rezultate pe care acești porumbei le-au obținut pe parcursul timpului. După cum vedeți aici pe filmare, acești porumbei sunt toți pe aceeași familie, porumbei lucrați de noi în crescătorie. Asemănarea dintre ei se poate observa, este foarte mare, ei băieți. Și ca de obicei, aceeași poftă de viață, aceeași vitalitate, după cum îi vedeți. Sunt porumbei care strălucesc, sănătoși și porumbei de la care așteptările noastre sunt mari la zborurile de anduranță, zborurile de distanțe mari. În ei sunt porumbei care sunt zburați la noi în crescătorie. Ați mai văzut unii din ei pe prezentările mele. Spre exemplu, avem un mascul din această pereche care a fost, l-aveți acum pe imagine. Acest mascul a fost angajat 3 maratoane peste 1000 de kilometri. Le-a zburat toate, s-a întors, din păcate nu a clasat niciunul, dar de fiecare dată a venit acasă și acum așteptăm, deja este un porumbel matur acum și așteptăm să confirme și să facă rezultate bune. O să vi se pară un pic exact să vedeți cum am lucrat pe această familie și după aceea o să îi și prezint mai de aproape și aștept comentariile și părerile voastre despre această linie deosebită și despre acești porumbei pe care vi-i prezint astăzi. Deci v-am lăsat acum doar 2 masculi. Avem masculul original de cor pe care vi-l prezint aici, un porumbel deosebit, și o să vi-l arăt și când o să-l iau la mână. Și lângă avem porumbelul zburat de către noi, deci porumbel care a făcut 3 maratoane, pe care din păcate nu a reușit să claseze niciunul, dar maratoane peste 1000 de kilometri, de la care s-a întors acasă. În continuare vă prezint cum am lucrat pe această linie. Deci avem aici masculul de cor, da, pe care l-am împerecheat cu o fică din el. Aceasta este fica din el, porumbiță zburată anul trecut la noi în crescătorie, toate fondurile. Uitați-o cum arată. Deci ei au fost în pereche și din ei au rezultat acest mascul, acest tardiv pe care noi l-am scos pentru compartimentul de matcă. Da? Deci aceștia, femela, masculul și puiul lor, Cordeheide, porumbei de distanțe lungi.
În continuare am introdus această femelă care a fost făcută în cuplu tot cu acest mascul de cor și ea este tot o femelă de cor, da? Din care a rezultat această femelă țintată, zburată, despre care v-am vorbit mai înainte, pe care am făcut-o din nou anul acesta cu masculul și am mai scos un tardiv pentru matca proprie. Deci, asemănarea dintre ei, coloritul, vedeți, este aproape identic. După cum știți, cei care v-ați interesat și care ați citit, Cor de Heide a creat această linie de porumbei din porumbei de Arden, porumbei de Catris, Hereman a făcut o combinație din care și-a scos propria linie Cor de Heide și cu o infuzie de Jan Tillen, porumbei care știți foarte bine, pasionații acestui sport, ce rezultate au avut. În continuare am introdus și această porumbiță, zburată și ea cu un an, care este doar fică din femela de cor, făcută cu alt mascul din crescătoria noastră. Deci, după cum v-am spus, am lucrat pe această linie și o să lucrăm și așteptăm rezultatele acestor porumbei. Haideți să vă prezint un pic porumbeii de aproape și în comentarii aștept părerile voastre despre acești porumbei. Haideți să vă arăt masculul de cor. Deci un porumbel puternic, foarte, foarte ușor, porumbei de distanță lungă, numai pene este. Este un porumbel extraordinar de frumos. Deci, după cum vedeți, și un bun reproducător la noi în crescătorie, și toți produsii din el și-au păstrat gena. Avem fiul din el, porumbelul care a zburat 3 maratoane la noi în crescătorie, plus fonduri. Și în continuare așteptăm performanțele acestor porumbei. Sunt niște porumbei frumoși, niște porumbei foarte liniștiți, docili. Și haideți să vă prezint și fiul din acest porumbel. Deci acesta este fiul direct din masculul prezentat mai devreme. Acest porumbel a zburat la noi în crescătorie 3 maratoane, peste 1000 de kilometri. După cum v-am spus, îl mai aveți prezentat pe o filmare veche de-a mea. Da? Și îl așteptăm anul acesta să încununeze cu succes o cursă de-asta lungă în care să aibă un loc fruntaș. Aceeași construcție, același corp, temperamentul este la fel de liniștit. Sunt niște porumbei foarte frumoși. În continuare vă prezint această femelă zburată la un an de zile toate fondurile din planul de zbor de la club. A clasat 3 fonduri la noi în crescătorie. Deci aceeași linie, Cor de Heide. Și această femelă, deci are o aripă foarte bine ventilată, niște porumbei atât de ușori, dar în același timp sunt porumbei care se simt în mână, da? O musculatură elastică, deci revine frumos, aripă puternică, încheietură de asemenea. Deci porumbiță Cor de Heide zburată la noi în crescătorie, tot planul de zbor, fondurile, și care anul acesta o așteptăm să vedem cum ne va reprezenta la zboruri mai lungi.
Dragii mei, aceasta a fost familia Cordeheide pe care o deținem noi în crescătorie. Porumbei pe care am lucrat, am încercat să-i combinăm și cu alte linii. Pe această filmare am vrut să vă arăt cei mai curați porumbei Cordeheide. Sper că v-a plăcut această filmare. Nu uitați, Vavi Pigeon Loft este canalul meu de YouTube. Abonați-vă, distribuiți postările mele și sper ca să ne revedem cu următoare videoclipuri din timpul sezonului de curse, când acești porumbei vor veni de la distanțe lungi și sperăm în clasări fruntașe ale lor și sperăm că ne vor reprezenta cu succes. Atât pentru astăzi, prieteni, vă urez seară plăcută în continuare. 4.1.2020, am făcut mai devreme pe video la o greșeală, am rămas tot pe 2019, m-a corectat cineva și îi mulțumesc pe această cale. Deci, 4.1.2020, Armata Cordeheide din crescătoria noastră. La revedere și toate cele bune!